O să ne ducem ușor, ușor și spre play-out, ne întoarcem iar în play-off, pentru că sunt multe de discutat. Dinamopol Iași, duminică, ora 18:15, în condițiile în care Dinamo, ai văzut, Geni, are un program foarte special. Ai citit pe Fanatic? Nu. N-ai citit, îți spun eu atunci. Ia zi. Băieții, copii și cei de acolo au găsit soluția redresării psihice a jucătorilor cu un team building la Balotești. Miercuri dimineața au fost anunțați ca să dăm puțin, tot team building este filmul. Nu, team building e filmul acum. Team building e ceva mai vechi. Aha. Filmul a învățat din lucrurile mai vechi. Așa. Ca să păstrez firul cronologic. Dăm mai multe detalii. Miercuri dimineața jucătorii au fost anunțați ca a doua zi au team building în loc de antrenament, da, la Balotești. Merg frumos la Eden Park acolo în Balotești. Miercuri după antrenament, Fanatic a publicat materialul, suporterii au luat foc. Păi ce facem, domne? Ori ne pregătim, ori ne antrenăm, ori facem team building-uri. Miercuri după antrenament s-a schimbat programul, nu mai mergem la team building, facem două antrenamente, că sunt suporterii supărați, unul la 11, unul la 18. Joi dimineața, adică ieri, s-a revenit la programul inițial, stai totul să le arătăm suporterilor cine conduce clubul, da, s-au dus la team building. Deci ieri Dinamo s-a antrenat pentru meciul cu Poliaș făcând un team building la Balotești. Constând în centrați, neprânghii, suit în copaci. Eu imagini nu am văzut de acolo, am văzut doar o declarație a lui Copici dată colegului nostru Edi Apostol la GSP. Aduc vreun psiholog la echipă să nu, vorbească? Nu, au tras sau de frânghi, au intrat prin căsuțe, au făcut paintball, nu știu, așteptam. Asta să fie soluția câștigătoare? Noul sistem, da, această decizie, această decizie cu corporatism. La urmă, pentru că nu, eu nu cred că 40 înainte de un meci important cum este cel cu Poliaș, tu nu te antrenezi, te duci la team building. Da, te antrenezi, nu știu, acum. Sau poate hai nu să știu vedem, ceva ce nu știm. Hai să vedem, poate. Na, e o soluție pentru ieșirea asta din criză. Faptul că îi se duc acolo, na, e un moment de relaxare. Okay. Au și ei nevoie, într-adevăr. Dar nu crezi că momentul era mai ok să-l facă a doua zi după meciul la Galați sau chiar miercuri după meciul la Galați? Tu ce zici, că e prea târziu, prea aproape de meci? E prea aproape de meci. Tu în loc să te antrenezi, mergi la asta, mă refer. Da, da, dacă ai avut două antrenamente înainte, este ok. Nu a avut un singur antrenament. Un singur antrenament. Da. Hai să vedem, poate așa. Miercuri seara a fost singurul antrenament. Pot să se relaxeze jucătorii și batem Poliaș. Mergi pe mâna lor. Hai să mergem pe miercuri lor, sau să joi? Când au fost acolo la Balotești? Miercuri dimineața? Ieri a fost joi. Ieri a fost joi, da. Ieri a fost joi, da. Adică era mai bine un antrenament și un grătar. S-au dus ai, da, da, eu o făceam după antrenament. Dovada micului haos care pare exista la Dinamo este că se știa că miercuri seara au două antrenamente. A doua acolo zi, e joi, problema. Iar joi, ei în loc de două antrenamente au făcut team building. Despre asta e vorba. Să vorbim pe final, te rog, puțin și de Dinamo. Parcă se afundă cu fiecare etapă ce trece. Nu știu, uite, 3 puncte pierdute după minutul 90. Corect. 2 cu petrolul, 1 cu adică oțel. Conform jocului, ei trebuie să aibă 3 puncte în plus. 3 puncte în plus, care vor fi enorm în economia salvării de la retrogradare. Poate să fie vitale, poate să fie punctele de salvare sau să nu fie, că nu sunt de fapt. Bine. Acum, din el ce încearcă antrenorul, vezi că lucrurile cât de cât sunt bune, că mie nu-mi convine că sunt 9 străini când începe meciul, e altceva. Nu, ce nu-mi convine mie? Eu, ca antrenor român, care mi-au plăcut, o singură dată în cariera mea, la CFR am avut cei mai mulți străini. În general mi-au plăcut jucătorii români, am căutat să lucrez cu ei, să le dau încredere și toate lucrurile astea. Dar obiectivul principal nu e cât străini sunt acum, obiectivul e să salveze la retrogradare. Nu pentru mai contează cum. Pentru a continua proiectul ăsta. Pentru că și ăștia acționarii care au investit până acum 5 milioane, se face nou un stadion, e bine să rămână Dinamo acolo, că încet, încet, probabil vor schimba strategia. Vor merge pe jucători români tineri, să aduc numai 3 străini, dar de calitate, plătește-i mai mult. Dar ei trebuie să salveze, că în divizia B ce jucători străini, cine-ți mai bine? Da, corect. E un lucru extrem de important să înțeleagă că nu e de joacă acolo. Și fotbaliștii. Păi sunt atâția români care stau pe acolo, pe lângă, și nu se impun la Dinamo, nu se impun. Și asta e păcat.
Vreau să te întreb, dar nu știu dacă știi, îți spun eu, ultima metodă pe care a găsit-o Kopitch pentru a revitaliza puțin vestiarul. Ieri, în loc de antrenament, jucătorii au fost la un team building la Balotești, cu 3 zile înainte de meciul cu Poliaș. Cum vezi foarte metoda? Bine, foarte bine că îi mai scoate din stresul ăsta. Păi Gianni e acolo, noi nu mergeam la Snagov să joace un biliard, să se plimbe, să joace o remi. Voi vă băteați la titlu nu, și nu mergeați înainte de derbiul de titlu cu... cu remi și cu biliard. Da. Bine, sunt metode în care cauți să scapi jucătorul de stresul ăsta. Eu am auzit de una care la noi nu prea o făceam, din păcate, că noi n-am fost obișnuiți. Îmi povestea, chiar multul mi-a povestit, că am fost să văd pe Prandelli, era la, unde era, la Juventus. Și se jucau ultimele etape decisive pentru câștigarea. Și Prandelli spunea, că l-a întrebat pe Adi, băi, Adi, spune și mie, eu asta nu înțeleg. Înainte, bă, da, sigur, ne băgam seara la ora 7 la masă, jucam, discutam, a doua zice, nu, ca jucătorul să scapă de stresul ăsta, să se în sânul familiei, chema la 12 sau la 1, mâncau, se duceau, se odihneau puțin, povesteau de meciul care l-aveau seara. Sunt diferite metode în care jucătorul trebuie să-l scoți din carapace aia două zile de cantonament, o zi de cantonament. Deci înțeleg. Tu zici că poate a făcut un lucru bun și a umblat puțin și la creierele lor. Probabil, probabil. E o problemă și de psihic la Dinamo, având în vedere că tot pierde, tot în minutul 90 și mă refer la ce gândește jucătorii aceia în vestiar, Andu. Bine, uite, Gianni care a trăit, îi adună căpitanul, vorbesc între ei, sunt lucruri în astea în care ei poate trebuie să mobilizeze. Antrenorul le dă toate informațiile de pe echipa adversă. Pregătește, bă, uite așa vrem să jucăm, uite cum surprindem toate, dar ține de jucător, de colectiv. Aici nu salvează unul sau altul Dinamo, ei ca și colectiv, ca vestiar, ei se salvează. Păi asta zice și Gianni. Nando, vă salut cu respect. Da. Eu am tras semnalul ăsta de alarmă încă de pe la jumatea turului de campionat vis-a-vis de jucătorii străini, că sunt foarte mulți la Dinamo. În momentul când ai foarte mulți jucători străini și știți foarte bine, la fel ca și mine, în calitate de capitan este foarte greu să-i strângi aproape, pentru că ei până la urmă nu au tragere de inimă pentru acest club. Într-adevăr, ei joacă cât de cât să stea să-și ia salariu, dar păi nu interesează foarte tare dacă retrogradează Dinamo, cum s-a întâmplat și în acel campionat când Dinamo a retrogradat cu acei străini, mai știm ceva de ei? Nu. Corect, corect. Din dreptate, păcate, adică, spuneți. Ai dreptate toate chestiile astea. Din păcate, mi-e teamă că se repetă același lucru și anul ăsta. Pentru că foarte mulți străini n-au cum să pună suflet la Dinamo, cum a spus și dumneavoastră. 3, da, 4 da, sunt da. Foarte buni. Nucleul trebuie să fie de bază cu jucători români. Și aici o să fie o mare problemă. Pentru că pe cine strângi în vestiar? Așa, ăla are 15.000, ăla are 8.000, așa, retrogradez, la revedere, am plecat în altă parte. Jucătorul străin este mercenar. Da, așa e. Ai dreptate în totalitate. S-a zis că prima remarcă ce mi-aș dori să văd la Dinamo. Adică 3 străini și 8 români care joacă și cu sufletul, nu numai pentru salariul ăla sau bonusul care îl are. Trebuie să joace cu sufletul, să simtă ceva. E cea mai bună remarcă. Uite, să știi că Adi Mutu a venit cu o soluție revoluționară, apropo de români și asta. Spunea că a vorbit cu Gică Hagi și că soluția ar fi nu această regulă Under 21, ci minim 5 români pe teren în fiecare meci. Nu. Păi va fi. Am înțeles asta, că se va face. Am asta. Înțeles că va fi. Numai că dacă nu o faci, nu mai iei niște bani, adică da, nu pierzi meciul sau cum era acum. Nu pierzi, dar pierzi niște bani, care pentru unii sunt apa vieții. Bine, pentru mai echipă. Multă muncă pentru antrenori, pentru că jucătorul în bai tânăr, ba, are anumite lacune, cum au și străini, dar străinii tot timpul zic, dom'le, pentru sala când dă, eu sunt profesionist, eu îmi fac antrenamentul 100% și s-a terminat. La noi asta e problema, că antrenorii au teamă de lucrul ăsta, de a forța jucătorul român. Mă, asta nu știu, nu înțeleg, mai ales că sunt antrenori tineri români. Bă, mergeți mă pe tehnică, pe să joace și cu sufletul. Dar altfel Neandu, mă scuzați că vă întreb, identitatea lui Dinamo nu mai există, pentru că
și dumneavoastră și mister și toți pe care noi am avut antrenori ca și jucători, am preluat-o de la dumneavoastră. Am avut în vestiar de la cine să preluăm, am avut repere. La Dinamo, la ora actuală, nu sunt repere nici în vestiar, nici în, cum să spun, nici în conducerea clubului, nici cu banca tehnică. Așa e, ai dreptate, Jamila, asta. Și asta trebuie să se crească pe viitor dacă se vrea performanță la Dinamo. Noi nu mai avem identitate decât în tribune, din păcate. Și aici se vede campionatul ăsta. Trebuie să creștem din nou, cum am făcut-o și noi lângă dumneavoastră și lângă generația dumneavoastră, să predăm mai departe ce înseamnă spiritul lui Dinamo. Corect. Ăsta, Gianni, dispare. Dacă dispare spiritul ăsta, și una din problemele mari care le va avea Dinamo în anii viitori, dacă nu încearcă să schimbe strategia. Asta am zis și eu. Dacă dispare spiritul, Ando, scuză-mă, există riscul să moară echipa. Corect. Ai dreptate. Asta este riscul mare, pentru că spiritul a dus Dinamo înainte și în aceste perioade grele. Te-aș întreba sincer pe final, dar să-mi spui nu ce vrei, ce crezi că se va întâmpla. Da. Se salvează Dinamo? Da. Am convingerea că da. Am înțeles. Vedem ce se întâmplă, pentru că vor fi 6 etape, nu? Sunt mai puține. Una mai puțin. Interesante. Duminică cu Poli Iași. Foarte bine. Te întrebi și pe tine pe final. Dinamo Poli Iași? Uf, da. Din păcate, un meci cu o încărcătură... Te duci la meci? N-ai voie. N-am voie. Copii. Doar copii. Apropo de Dinamo, să vă spun o chestie. Se fac eforturi mari ca Dinamo să adune cât mai mulți copii la meciul de duminică cu Poli Iași. Se merge în școlile din sectorul 1 și sectorul 2, oameni de la centrul de copii juniori, pentru că au fost foarte surprinși cei la Dinamo la meciul cu Petrol, doar vreo 5-6 de copii. Și UTA, în timp ce la Arad au fost 3.504. Păi nu, au văzut ce e la Arad. UTA a avut o treime de stadion. Deci este o intenție care e pusă în aplicare azi, mâine, ca mulți copii din școlile din sectorul 1 și 2, acolo unde sunt sectoare de Dinamoviști, să vină duminică după masă, 18:15 la meciul. Dacă vor fi mulți copii în tribună, va conta, să știi. Chiar dacă sunt copii, contează să ai pe cineva acolo. Ok, nu sunt ca suporterii noștri, dar contează la gol să auzi bucuria aia și le faci și lor o bucurie. Sperăm ca duminică să batem, pentru că nu este imposibil. Cu două meciuri câștigate, urci foarte mult în clasament. Deci, duminică va fi un meci foarte greu și sper din suflet să-l câștigăm. Dacă Dinamo câștigă cu Poli Iași, deja altfel se vede viitorul. Nu dacă altfel. Dinamo nu bate pe Poli Iași, nu vreau scenariul ăsta. Eu vreau că să batem, dar noi le discutăm și pe urmă să mai câștigăm un meci după. După aceea facem alte calcule. Da. Da, mulțumesc mult de tot, Gianni, că ai fost alături de noi. Pe Bănelă l-aștept mâine la deschidere. Eu sunt în drum spre undeva mâine, la ora aceea. Și așa sunt în drum către Amara. Bănelă, du-te la Bitolia. Are meci mâine la Amara. Național este un tricou pe care și tu l-ai purtat. Da, chiar l-ai purtat cu... Și eu l-am purtat chiar dacă sunt puține selecții, dar e un sentiment aparte. Contează și o singură selecție, stai să poți să fie acolo, nu? Da. Atâtea milioane de fotbaliști. Mulțumim, Gianni.